Anda, ai o voce foarte frumoasă, chiar foarte frumoasă. Mulțumesc. Dar cred că încă nu este pregătită, cred eu, că nu este pregătită să cânte genul ăsta atât de greu. Adică mi se pare că mai e puțin, mai e puțin de exersat ca să poți cânta stilul ăsta. Din punctul meu de vedere, cred că ești pe drum, adică că trebuie să mergi mai repede sau mai încet sau... Să-ți alegi alt geamantan, să călătorești spre luminița aia de la capătul aleii, e o chestiune relativă. Domn profesor Smiley! Da! Ați luat în echipa dumneavoastră? Da, da, eu deja am apăsat pe buton. E cu scaunul întors. Partea mea ești pe da, așezată. Mulțumesc! Alexandra! Și din partea mea ești pe da. Deja de două ori. Andra? Că aici e, aici e. Anda, atunci când dai un sfat sau dacă spui că se poate mai bine, nu înseamnă că nu apreciezi ce are acel om bun. Așa că să știi că ai un dat de la mine, pentru că eu apreciez ce ai tu deja bun. Îmi doresc mulțumesc să fii mult. Din ce în ce mai bună. Mulțumesc mult. Eu nu fac decât să rotunjesc situația ta. Mergi cu 4 de da în etapa următoare. Yes! Yes! Mulțumesc bravo, mult! Bravo, cu drag! Mulțumesc! Să crești mare!